Ați făcut parte, coaliția a făcut parte și din comisia aceea de elaborare a codului administrativ. Cum vedeți ultima variantă și mai ales discuția despre adoptarea prin ordonanță de urgență? E normal așa ceva? Nu. Și de ce totuși se merge pe varianta asta? Pentru că așa vor primarii, toți, nu doar de la PSD. Varianta normală și firească pentru un proiect de asemenea amploare nu este codul, nu este ordonanță de urgență. Trebuie să fie lege și legea trebuie să treacă prin Parlament și parlamentarii să deci să fie cei care nu primesc un act normativ de la guvern, ci ei care, sunt cei care îl inițiază. O să vă șocheze, nu știu cum arată ultima formă a codului, pentru că nu mi-a trimis-o nimeni. Când s-a rupt dialogul, dacă a scut până la o parte Păi din nu, la ultimul comitet a avut loc, cred că acum 2 săptămâni. Nu aveam nebunile astea cu pragul de UDMR-ului, nu aveam, mă rog, cu pragul UDMR-ului, am dat deja pe față negocierea, dar, mă rog, cu pragul minorităților, limbii minoritare folosite în diverse localități, să mai fie prag pentru aceasta. Aceasta nu era. Era acel procent care este și acum, de 20%. Nu era tot fel de minuni pe acolo. Tot ce am citit în presă în ultimele 2 săptămâni nu a ajuns la noi ca să fim consultați. Cine le-a introdus atunci? De ce se... Le-a introdus guvernul, cine? Nu le-am introdus eu. Eu nu cred că s-a trezit într-o dimineață Nu l-a introdus. Viorica Dăncilă sau Ministrul Dezvoltării să... Dacă mă întrebați cine e autorul moral sau cine e în spate? Cine... Da, oamenii cu ideea până Oh, la păi urmă. cum? Vorbeam despre pragul respectiv pentru UDMR, UDMR care anunță acum 2 zile că votează moțiunea de cenzură. Nu știu, Da, e... dar știți de ce? Pentru că, dar mă rog, chiar nu vreau să fiu, n-am văzut documentul. Pentru că pragul de 20% se va menține. Este un lucru pe care, este singurul lucru, am avut o întâlnire cu vicepremierul și ministrul dezvoltării, cu Suciu, în care am spus foarte clar poziția coaliției față de acest prag. Dacă zici și politica celor care guvernează, cu atât mai bine. Domnia s-a asigurat, ca și președintele Camerei Deputaților, domnul Ciolacu, că nu se va umbla la acest prag. Nu știu dacă are legătură cu faptul că s-au hotărât UDMR-iștii să voteze moțiunea, dar dacă se umblă la acest prag, scandalul va fi unul uriaș, adică CNMR nu va sta deoparte. Știi, văd așa pe unii foarte relaxați, ce au văzut prin piață câteodată așa mânați de unii și de alții, sau poate chiar sinceri, este nimica toată pentru o mobilizare din partea noastră. Adică n-aș vrea să-i văd într-o astfel de situație. Mai ales că noi nu venim cu abordări politice, nu venim cu chestiuni generale, ci venim cu chestiuni punctuale. Acest prag, eu din câte știu, a rămas de 20%. Restul nu vă pot răspunde pentru că nu l-am văzut, ceea ce nu e normal. Eu cred că această cale este cea prin Parlament. Faptul că primari din toate partidele, atenție, din toate partidele, fac presiune ca acest cod să fie eliberat, să fie dat prin ordonanță de urgență și să fie aprobat cât mai repede, cred că i-a pus pe cei din guvern, care astăzi depind de partea de administrație publică locală, hai să fim serioși, puterea e Și acolo. care este interesul strict pe respectivele pensii sau de ce insistă primarii pe... Da, pensiile sunt parte din. Pensiile acestea speciale, absolut odioase, sunt parte din. Să nu se supere primarii pe mine, dar haideți să fim serioși. Ori slujești comunitatea, eu îmi prea înțeleg pe oameni, ori slujești comunitatea, ori faci profesie din primar. Hai să facem școală de primari. Și atunci, într-adevăr, le dăm pensie specială, nu știu, răspundere. Dacă slujești comunitatea și candezi pentru ea, păi tu vrei pensie specială? Poate nici măcar nu trebuie să fii plătit. Sunt țări unde nu se întâmplă asta. Cel puțin consilieri locali și județeni nu sunt plătiți. În România ei sunt plătiți. Păi pentru ce sunt plătiți? Ori te dedici comunității ca politician și ai jobul tău, nu? Hai să zicem, primarul are jobul de primar, dar consilierii locali și județeni au jobul lor. Domnule, nu se poate. Dacă vin la 2 ședințe, trebuie să fie remunerați. Nu? Și avem 38.000 de consilieri locali și județeni care primesc aproape jumătate din salariul pe care îl primește un funcționar public. Deci, practic, în loc să avem cu 20.000 de mai mulți funcționari publici, avem consilieri locali și județeni care sunt baza partidului și lipitorii de afișe și aia care trebuie să fie prin sălile de congres. Că noi am făcut congres cu 1.000 de oameni de delegați la CNMR fără să avem niciun sprijin de genul ăsta. Ei nu sunt stați să adune 3.000 cu atâtea avantaje pe care le oferă. Dar revin. Nu vă pot răspunde la întrebare.
pensiile poate sunt un, pensiile pot fi un avantaj. Poate alte avantaje. Eu nu știu în acest moment că nu am văzut forma. Ce a ajuns la noi, repet, ce a ajuns la noi, nu este nimic în regulă. Ce s-a discutat în Comisia de Cod? N-am avut observații, vă poate confirma și Ministerul Dezvoltării. Aveți în continuare discuții pentru a convinge guvernul să nu adopte prin... Nu. Pentru că decizia și-au luat-o, noi ne-am spus punctul de vedere, vi l-am spus și dumneavoastră, cred că nu este momentul adoptării codului administrativ prin ordonanță de urgență, decizia politică le aparține, cum le vor aparține și costurile. Da.